Ei, nu știu cum este la voi în dulap, dragilor, dar la mine în dulap întotdeauna este mare balamuc. De fapt, când facem curățenie și spălăm și ștergem și reașezăm tot, arată impecabil. E de făcut poză, dar știți cât? Pentru 3 zile, o săptămână, căci după aceea începem să cotroboim și iarăși sunt toate puse claie peste grămadă. Așa că am fost și am luat niște recipiente pe care Tina mi le-a... Bună, Tina! Tina mi le-a spălat și o să le ștergem și o să vărsăm toate produsele astea înăuntru ca să facem curățenie și să nu mai fie așa nebunie curată. Oricum, ele arată binișor. Da, adică, nu știu, mi se pare că în filmare arată chiar mai bine decât în realitate, dar asta e altă discuție, așa că mi-am luat niște recipiente din astea. Uite ce bine arată și au și capac astea. Uite, au niște capace din astea de sticlă și sunt suficient de mari încât să pun făină, mălai și multe altele. E, și ia uite ce frumos arată. Și mai trebuie să mai punem aici, să mai cumpăr una. Există și mai înguste. Deci am să pun, uite asta. Și altă discuție, ia uite. De aici, ei desfaci raftul. Îți iei ce ai nevoie, nu se mai amestecă unele cu altele. Bine, cred că o să renunțăm la astea. Dar măcar sunt așezate frumos. Uite ce bine arată. Mult mai bine, altă treabă. Altă discuție. Mai intre una în spate. Așa, și acum ne-am apucat să punem pastele. Uite, îmi folosesc paste de la Barilla și pentru fete. Astea sunt preferatele lor. Uite, astea așa. Care sunt mai mici, picolini. Ia să vedem. Și... arată altfel. Parcă, uite, și capac. Și va trebui să mai îmi cumpăr un marker și să scriu pe ele termenul de valabilitate. Perfect. Abia aștept să văd cum arată la sfârșit. Mai am niște paste de la Barilla, din astea, pentru oameni mari. Uite, așa. Ia uite ce drăguțe sunt. Așa. Și am să scriu pe ele doar când expiră. Oricum, astea le folosim. Făină din asta Manitoba, neapărat să scrieți termenul. Da? Ia uite ce bine arată. Și să scriem și că e făină Manitoba, pentru că este o făină cu proteină mai multă. Scuze. Mi se pare mie sau arată chiar bine și s-a făcut și mult mai mult loc? Auzi, dar trebuie să ștergem și pe sus. Uite, acum văd pe filmare. Hai să ștergem.